Ieri a fost marcată în întreg Ardealul ziua morților, iar în cimitire a fost în mare aglomerație. Așa s-a întâmplat și în cimitirele din Deva, unde poliția a efectuat o acțiune de prevenire a comiterii unor fapte antisociale. Scopul acestor acțiuni este unul preventiv. Polițiștii structurilor de ordine și siguranță publică urmăresc în special prevenirea comiterii unor fapte antisociale, în special furturi din buzunare, poșete, tâlhărie, dar și practicarea cercetoriei. Ca urmare, polițiștii vor intensifica activitățile de patrulare în zonele frecventate de credincioși în această perioadă și sunt pregătiți să intervină ori de câte ori situația o va impune. De asemenea, a fost controlat și modul în care se respectă prevederile legale în vigoare pentru combaterea răspândirii COVID-19. A circulat aici. Nu vă mai, vă rog să ne împărăștem un pic, că suntem prea mulți adunați aici. Nu te opri, eu vă pun în legea. Eu pot să mască, nu ai rând. Legea 15-2020. Incidența mare, da? Și conform hotărârii de guvern, e obligatoriu portul măștii, atât în spațiu deschis, cât și în spațiu închis, da? Nu știu. Puneți mască, ți-o rog, măcar aici, de față cu noi. Hai. Ți-e așa greu să spui o mască, să nu, o porți? Da, aici e legătura. Nu înțeleg să o sari. Spune, merg la medicul de familie și dă o demerită prin care spune că tu nu poți să porți mască. Hai să vă zic o chestie. Poți să-mi stau. Am mai contestat eu. Poate masca corectă. E dreptul tău să contezi. Da? Persoanele puține, cei drept, care nu au respectat aceste reguli, au fost amendate, la fel ca și un cercetător. Ca urmare a activităților derulate în decurs de aproximativ o oră, polițiștii Biroului de Ordine Publică Deva au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 1000 de lei pentru neportul măștii de protecție, dar și o sancțiune contravențională pentru practicarea cercetoriei în valoare de 200 de lei. Conform reglementărilor în vigoare pentru participarea la acțiuni cu caracter religios, în interior sau în aer liber, nu este nevoie de prezentarea certificatului verde de vaccinare, dar cei prezenți la aceste acțiuni trebuie să păstreze distanța față de alte persoane și să poartă mască de protecție în așa fel încât aceasta să acopere nasul și gura.